Ne-am întors încă o dată, bună dimineața. În pauza asta de publicitate am aflat care este culmea auzului. S-o auzim. S-auzi cum se clapă de ziua. Ce drăguț! Ești tu romantică și simpatică? Am găsit o poză cu Cucu pe Facebook. Ce face el în weekend? Dați poza! Ce faci, Cucule? Asta ești tu, mă, vezi? Uite. Viață bună pe tine. Asta e cea mai tare de până acum. Jur. Deci cu toate, cu maimuțe, cu tot, cu ciocănitori, cu urși. Asta e cea mai tare. Unde puteți găsi pe Cucu în weekend, fetelor? Pe terasă, la fast food, vă aștept împreună să ne îngrășăm. Și încercați să beți o cafea lungă, pentru că mai mult de o cafea Cucu nu stă cu voi, bine? Da. Vai, că mă tot surprinde cu deștia. Bună, serialul cu Vreau să devin o pisie adevărată continuă. Nu se poate, nu. Dar vai. Da, ești dar nebun. Vai. Vreau să văd și eu, că vreau să învăț. Apropo, sigur, voi acasă n-aveți de unde să vedeți. S-a schimbat lumina aici în platou. Am presa că eu continuă noapte. Sunt niște filtre albastre. Da. Lumină de asta psihedelică. Zici că suntem la Oreste. Bun, deci continuă. Săptămâna trecută, să nu care cumva să uitați, am fost și m-am făcut cântăreață cu Cucu, Ioanina și Inu. Videoclipul va veni cândva săptămâna aceasta. Dar între timp să știți că am fost și să-mi fac unghiile, pentru că așa face o pisi. Vedem chiar acum episodul Cum să devii o pisi adevărată. E așa de grea viața de salon, of. De când îmi doresc mâini de revistă, mamă? Dacă îmi fac unghiile, oare o să pun mâna pe mai mulți bani? O vrăjitoare, de câte ori vine la salon? O să încep să pot face vrăji. Ta-da! Funcționează? Am vrăjit vreun telespectator până acum? Nu, nu cred, deci nu, să-mi revin. Cu detergentul de vase pentru unghii pot să-mi fac manicura? Oja Roz Pal este un must-have pisilor. N-aș vrea să am o placă unghială traumatizată. Pisi, o să începem cu o manicură spa, ceea ce înseamnă un tratament pentru cuticule și pentru mâini, având în vedere că vara aceasta mânuțele noastre au avut de suferit. Prima etapă este forma unghiilor. Ușor rotunjită, nu chiar așa cum este acum, să nu incomodeze foarte tare pe pisia noastră. Ce trebuie să mănânc ca să am niște unghii mai lungi? Ca să ai niște unghii mai lungi, trebuie să mănânci, să bei lapte, să mănânci ouă, nu mai mult de 4 pe săptămână. Așa. Poți să iei vitamine, cum ar fi zincul, care ajută și unghiile, dar și părul. Acum lăsăm culma la o parte, chiar e foarte sănătos, dar să nu abuzăm de vitamine. Și neapărat apă, multă apă, pentru că dacă nu te hidratezi corespunzător, unghiile tale se exfoliază. Am pilit unghiuțele la o mână, forma este gata. Acum vom aplica pentru cuticule un gel care să le îndepărteze. Se aplică la bază pe fiecare cuticulă în parte, apoi vom lăsa să acționeze 5 minute. Asta e ok. Deci trebuie să ai o anumită manicură pentru a pune mâna pe băieți cu mulți bani. V-ați gândit la chestia asta, fetelor? O să ai unghiuțe curate, fără cuticulă, super aranjate, drăguțe. Ideal ar fi o dată pe săptămână să mergi la salon pentru întreținerea acestei manicuri. Dacă vrei să fii o pisie adevărată.
ce bine ar fi. Acum vom face un peeling unghiei. O să-ți pun o chestie foarte drăguță. În același timp se face și aromaterapie. Este un peeling care conține zahăr. Pentru? Pentru exfolierea pielii moarte, pe care am înmuiat-o cu ajutorul gelului. Okay. Are miros de migdale. Excelent. O să-ți vină să-l mănânci. Prin acest peeling, practic, se stimulează și circulația la nivelul unghiei, iar unghiile vor crește mai repede și vor fi mai sănătoase. Trebuie să masăm ușor fiecare deget pentru a îndepărta celulele moarte. Puteți să mirosiți chestia asta? Aș putea să fac așa. Nu regăsesc decât că ai 5 degete. Gelul de îndepărtat cuticule îl putem folosi cumva și acasă? Da, se poate folosi și acasă. Se găsește într-o versiune mai micuță, deoarece nu aveți nevoie de o cantitate așa de mare. Având în vedere că este un produs profesional, trebuie utilizat conform celor indicate de specialist. Adică nu se aplică mai des de o dată la 10 zile, pentru că pot interveni efecte adverse. Placa unghială poate deveni casantă, poate să usuce. În loc să facă bine, el poate să facă și rău. E ca medicamentul. Uh-huh. Pentru cei care își rod unghiile, există diverse tratamente. Plus bătaie, bănuiesc. Să nu apelăm la tortură din prima. Se găsește, de exemplu, în farmacii un produs, o soluție mai exact. Se află într-o sticluță ca oja, dar este o soluție amăruie care se aplică odată la 24 de ore pe toată suprafața unghiei. Practic, gustul respectiv amărui va rămâne în placa unghială și în momentul în care duci mâna la gură, mm-hmm, o să ai și un sentiment, un miros neplăcut și nu o să-ți vină să le roți. Dacă nu funcționează lucrul acesta, puteți opta pentru gel. Există... Am clienți, de fapt, cărora le pun gel pe unghii tocmai pentru a renunța. Unii au reușit. Pentru cei mai încăpățânați există și varianta cu acrilul, care este mult mai dură și rezultatele nu încetează să apară. Dacă nici acrilul nu este o soluție bună, atunci persoana respectivă este o cauză pierdută. Acum vom îndepărta peeling-ul, iar dacă pisia noastră are cuticulă care trebuie tăiată, nu vom ezita să o facem, dar cu un cleștișor special. Odată ce manicura este terminată, ne vom ocupa puțin și de aspectul general al mâinii. Aplicăm un produs care sigiliază crema, practic este ca o mânușă invizibilă. În momentul în care ne spălăm pe mâini, ingredienții activi nu pot dispărea, cum se întâmplă în cazul altor creme. Așa vreau, am ceas, am două mâini. Deci... Asta. Te rog, te rog! Pisi, trebuie să-ți alegi oja. Cred că va fi foarte dificil. Mini, 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 mau. O să am unghii mai frumoase ca tine, pisirea. Mă vom degresa unghiile. Cu? Cu degresant special pentru unghii. Asta e pentru ca oja să dureze mai mult timp. Vom îndepărta impuritățile de la suprafața unghiei și vom netezi placa unghială pentru ca aspectul să fie unul lucios la final, fără impurități și imperfecțiuni. Etapa aceasta se utilizează și în cazul unghiilor cu striații. O să aplicăm mai întâi o bază ca să protejăm unghia naturală. Pentru că dacă nu aplicăm bază, pigmentul intră în placa unghială și ele devin galbene. Vom aplica o ojă transparentă pentru a putea pune pietricelele. Vom alege mai multe pietricele în diferite dimensiuni și culori. Punem o fundiță. I love fundiță. Alegem și o steluță. Uite cât de frumos! Pretty, pretty!
manicura e gata, ce mai facem? Acum, pentru o uscare mai rapidă, trebuie pune o picătură care are ca scop evaporarea acetonei din ojă. Așa. Oricum, va trebui să stai cu minte cam 30 de minute pentru a se usca, să fii sigură că nu le strici. Doamnelor și domnilor, asta înseamnă o manicură de milioane. Miau? Asta o știu. Miau? Și nu în ultimul rând, cucu like pentru Botezan. Bravo, bravo, glume, da. Chuck Norris, pisicuțe. Apropo de Chuck Norris, de fapt Titanicul nu s-a izbit de un iceberg. Era Chuck Norris care făcea pluta pe Atlantic. Credeam că își căuta gheață pentru whisky. Ați urmărit episodul 3 din serialul Cum să devii o pisie adevărată și săptămâna viitoare am fost la designer, la Călina Langa. Foarte mișto să fie acolo. Pisi, ce drăguț a fost. Deci după episoadele astea ale tale, cred că o să fie plin de pisi în oraș. N-ajunge cam câte sunt. O să fie și mai multe. Asta e ideea, să fim toate pisi frumoase și roz. Dragii mei, dau pe Facebook, acolo unde vă așteptăm și pe voi să ne dați like, facebook.com/răsăriți de pe fix. Am găsit o telecomandă, de fapt este un model nou de telecomandă. Astea care le avem acasă, cred că ar trebui să le șutăm. Fiți atenți, dați acolo Facebook. Așa. Butoane, touch, buton de bere, buton de sex, buton de mâncare, buton de masaj. Nu mă mai bate la cap, dorm, zida, este buton de zida, buton de dezbracă-te, buton zi nu. E butonul de ok, ăla dezbracă-te. Buton cumpără, fă curat, pleacă, asta cu fă curat, nu, n-am gustat bine. Nu, ai gustat totul. Dar fii atent ce fain e asta, sâni la volum, plus și minus, apeși, crezi, nu te mai lamenta, buton, nu te mai lamenta. Da. Foarte frumos. Asta este noul model de telecomandă și mai aveam ceva să arăt colegul meu, Adrian Pucu, de fapt să ne întreb mai exact cine-i asta. Cine-i fata asta? Mă, tu cu ce fel de fete umbli, mă? Asta nu-i cu de-astea, nu umbli, cu ăștia umblă în cârduri, nu-mi plac. Ăștia-s bagabante. Da? Da. Să adună mai multe și... Tu și uite-te că colorate altfel. Eu ca cuc. Nu mai umbla cu fete din astea? Ce? Se poate sau se poate, doamne, că ne treabă, doar nu să stăm toată ziua. Zi-ți că ți-e? Alo? Nu! Bună dimineața, Adrian Cucu, bună dimineața! Nu. Bună dimineața! Bună dimineața, România! Bună dimineața, Ioana Botezan, așa mă cheamă. Domnica, bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiți, Neajenel! Nu-i vorba despre nume, gen bună dimineața, cum ați fost anuncat dimineața, că am văzut că a dat un top de nume, foarte bune, am așa eu la mine, ca zic așa, în parohie, dar o să vi le zic altă dată. Am vrut să vă sui... Alo? Da? Ai un pic mai departe gurița de telefon. Da, păi gurița a soricelului, nu. Păi nu a dumneavoastră, nu a luat altcineva. Vrut să vă sun vineri. Am fost băiatul ăla cu barmania, așa e foarte bun băiatul. Să avem o poveste că a intrat un prieten de-a meu, era un pic stupid, s-a intrat gol pușcă într-un local, s-a cerut un pachet de țigări, l-a privit la barmanul foarte curios acolo și apoi prietenul ăla meu, ce zici că e marin? Că timpul când zic de un prieten zici că e marin, nu. Și l-a zis barmanul, zice, hai domnule, n-ai mai văzut bărbați dezbrăcați? O zis ăsta, știi? E, barmanul zice, apoi nu-i problema de asta, dar mă întreb de unde scoateți banile. Aia am avut eu poveste legate de băuturi, că de băuturi nu vreau să vă mai vorobesc, că Fani, nu mai am. Fani! Mai... Domnul, Neajenel! Auzi! Ceva cu fotbal? Aia, cu fotbal! Am vrut să vă întreb, că vă știți. Nu știam că se poate, că vă ziceam, eu urmăresc etapile de a piram. O să râdeți, se poate! Poate mă să mă băgați pe legătură cu Doru Crăciun de la Pariu. Da, sigur, numai un pic așteptați. Gata! Alo, domnul Doru? Glumeam, a plecat.
are emisiune. Pe domnule. Hai, nu, domnul. Da, bine, hai să zic că fotbal. O dat cu Adrian Mutu, a dat primul gol după 7 luni, joacă el acolo în Franța. Văzut, pe de-aia am zis. Doar că am văzut că faceți pariuri la emisiune, adică pot să vă întreb și pe dumneavoastră. Că sigur, sigur. Cam câte luni credeți că o să ajungă golul ăsta? Încă vreo 5. Încă vreo 5. Sau poate știe doamna Doriana? Da, uite, o să întrebăm pe colega noastră Doriana, poate știe, eu zic că 6. Stai un pic, că o zis doamna Doriana că face profesii numai pe 3 luni avant. Acum face pe 3 luni ca să nu obosim și să înceapă să facă pe 6.000 de ani. Dar domnule, putem să o întrebăm dacă îi dați un mic salariu neajunel, să vă zică pe 5 luni. No, bine, faceți întrebarea la doamna Doriana. Facem întrebarea, ca să facă sens, da. Auzi, am fost la handball la sală. Așa. Catul joi, domnul, în Liga Campionilor. S-au pierdut, săraci. Am reținut. E cum se vreau feci pe jos cu Coca-Cola, cu băutură de aia neagră, cu cola. Nu au alunite. După mine s-au pus pazartile în lume din sport, adică asta zic, mă refer. Am auzit, da, că ci ca luneca. Să ce m-am gândit. Ăstea de la Steaua, vorbătut cu 3-0 pe Gloria Bistrița în weekend. Și tot jucat foarte bine. Ei cu ce se dau păghete? Cred că se dau cu ceva, cu whisky, cu bere, că aia poate ajută. E foarte cu băturile, poate că le suportă noroc. Da. A, ce să mai zic, că a fost, am făcut 0-0 cu Chiarlău în deplasare, ama 0-0 ăsta nu e rezultat, că nu bată tradițional, că Dar vedeți că la Steaua e 4-0. E? La Steaua e 4-0, nu 3. Mă rog, asta nu e umilitor. Să nu intrăm în intimități, așa e. Da. Dom'le, ce am observat? Deci e că 0-0 cu Chiarlău e din ce băteau pe timpul. Dar am complicat Borcea. Borcea era, dom'le, ca Păunescu la Plata. De la Dinamo. Am plecat să termina toată povestea. Și o zis ăstea că o mimat fotbalul. Eu zic că fotbalistul Dinamo o spăt halul ăsta mai aproape până mai devreme s-o decizat în fotbalist. Vă mulțumim pentru informații. Ce vreau să vă că sunteți mai la surs, așa, la ce vreau să o lic antrenorul, că m-ați citat eu în presă și... Ce zice? Ia până, că în ritmul ăsta au să cunoaște fotbalistul antrenorii liberi. A zis faza cu gol pușcă. Păi care-i faza cu gol pușcă? De ce zici gol pușcă? De ce nu ești gol cucu? De ce ești gol pușcă? De gol ce, cucu. Te rog să-mi spui în dimineața asta de ce? Ești în cucu gol, nu ești gol cucu. Dar de ce ești în cucu gol? Ce nu ești în porumbelul gol? Dar de ce ești în pușca goală? Zici că am împușcat-o. Ați văzut cum a sărit? Pușca! Ți-a rămas de la ziua rămății. Mărții? Deci de ce gol pușcă? Nu ce? Știu, ați văzut vreo pușcă goală? Ați văzut pe străzi vreo pușcă îmbrăcată? Care-i faza cu gol? Mă rog, nu de stai, stai să ne gândim. Deci gol pușcă. Da? Gol pușcă, da. Gol. Da, vă așteptăm pe telefoanele noastre. Știu. Când pușca e goală și nu poți să tragi gol pușcă. Nu știu, că nu-ți deșteaptă, deci. Mă rog. Goală, ce vreau goală, să vă arăt? Adrian Cucu, când se plictisește, se plictisește doar între cafele. Că v-am zis că o relație de-a lui durează cât o cafea și cu mai pune poze pe wall-ul meu. Și că am vrut să-ți arăt ce s-a sacrificat pentru freza mea. O grămadă de chicken. Nu-i funny. Ba da, în lumea ciudată în care tu trăiești. Bun. Să nu mai pui din astea pe wall-ul meu. Bine, că-ți dau un friend. Știi ce? Vreau să zic ceva. Ești atentă? Nu. No. Horoscop. Bună dimineața. Nu o să mai dea gol Adrian Mutu în previziunile mele pe 3 luni. Deci după 3 luni. Berbec. Ca un adevărat pionier al zodiacului, astăzi vă sortați din toate punctele de vedere cu ziua în sine, căci e ziua noilor idei. Fire revoluționară cum sunteți, cu siguranță veniți cu ceva nemai auzit și nemai văzut până acum, dacă nu să șocheze măcar să-i mire pe ceilalți. Taur.
Dacă motoul zodiei dumneavoastră este eu vreau, astăzi ar fi extraordinar dacă ați funcționa pe principiul renunțării la unele aspecte ale dorinței. Veți vedea că chiar dumneavoastră veți simți o ușurare binevenită. Și dacă nu rămâne decât ca un experiment, tot e o realizare, nu? Gemeni, a cam venit timpul să învățați valoarea adevărată a comunicării cu ceilalți. Sunteți dumneavoastră un expert al vorbirii, dar nu și al ascultării. Tocmai asta trebuie să faceți azi, să-i ascultați pe alții și mai mult să le urmați dorințele. Cam greu, dar nu e imposibil. Rac. De ce sunteți atât de secretos azi, nici dumneavoastră nu știți prea bine. Eu zic să fiți deschis față de clipa prezentă, nu așa obtus și crispat, ca să nu regretați ulterior. Tăinuirea poate fi și o irosire de timp și nu cred că asta vă doriți cu adevărat, ci mai degrabă să păreți misterios. Leu. Chiar dacă e luni, adică ziua lunii, nu a soarelui, tot dumneavoastră străluciți. Sunteți foarte influent azi prin tot ceea ce spuneți sau faceți. Nu că n-ați fi și în alte zile, dar acum aveți o influență directă asupra celor cu care veniți în contact, fără să mai insistați sau să forțați ceva. Fecioara. Spiritul dumneavoastră ordonat și meticulos este la mare încercare azi, căci doar dacă vă învârtiți printre nativi din acea zodie, totul va funcționa așa cum vă doriți, până în cele mai mici detalii. Nu toată lumea are răbdarea și atenția dilatate. Balanță. Nu pentru că e luni și nici pentru că e aproape finalul lunii octombrie, astăzi nu vă simțiți foarte bine. E un dezechilibru intern, respectiv, suferă unul dintre organele pereche și îl influențează negativ și pe celălalt, fie că e vorba de ochi, plămâni, rinichi sau picioare. Scorpion. Dacă doriți să rămâneți ca o personalitate pozitivă în conștiința celorlalți, nu să aveți o strălucire de scurtă durată și rar, așa ca și cometa Halley, că doar azi era și el născut, sfatul astrelor este să respectați credințele intime ale oricărei persoane din preajmă. Săgetător. Asemenea cărții de tarot cu numărul 2, Papesa, o femeie de rang înalt ce stă calmă pe tronul ei și este intransigentă în ce hotărăște, așa vă veți comporta și dumneavoastră astăzi. Ne veți privi de la înălțime și ne veți trata ca și pe supușii domniei voastre. Capricorn. În afară de muncă și odihnă, adică cele două capete ale firului existenței dumneavoastră, eu nu știu să aveți și alte obsesii. Însă astăzi vă veți dovedi obsedat de mai multe aspecte ale vieții, ca de exemplu rezultatul muncii și răsplata pentru ea, timpul și tipul odihnei și a relaxării. Ce de imaginație! Vărsător! Și dumneavoastră vi se potrivește de minune ziua de azi datorită spiritului inovator și revoluționar pe care îl aveți și care este favoritul astrelor astăzi. Doar că dumneavoastră, spre deosebire de nativii berbeci, doriți să șocați în sens pozitiv pe toată lumea prin ideile pe care le expuneți. Pești. Zodia dumneavoastră pe harta astrală reprezintă casa a 12-a, casa bolilor lungi și cronice. Rolul meu este să vă spun azi să nu apelați la niciun fel de metode dubioase sau neconvenționale pentru a vă repara sănătatea, tocmai ca să nu vi se înrăutățească starea. Dau legătura la colegi.